că va face ceva în acest caz, atâta vreme cât poliția nu face nimic de vreun an și ceva. Spune că... Ce? Nu! Cine? Probabil că ați văzut sau ați auzit despre chestia asta. Sau dacă nu locuim în aceeași bulă de net, felicitări! Luați femeile, copiii, pisicii și ascundeți-i. Dacă însă nu e cazul și ați auzit, mă gândeam să folosim acest prilej ca să vedem puțin ce e cu psihiatria asta în România. Ne vom uita la evenimentele care s-au desfășurat în această emisiune, la unele afirmații făcute și cu acest pretext o să revenim în tărâmul psihiatriei și vom discuta puțin despre organizarea serviciilor de sănătate mentală prin lume și la noi. Bine ați venit la Mental Breakdown și haideți să începem! Pe 19 martie, o femeie pătrunde în platoul emisiunii Acces Direct și aruncă cu un bolovan spre prezentatoare. Sosesc poliția și ambulanța, iar femeia este internată la un spital de psihiatrie. Urmează emisiuni în 22, 23, 24 martie și se discută dacă femeia este de bună cu acte sau există o acțiune coordonată și dirijată împotriva prezentatoarei și a emisiunii, având în vedere emisiunile cu teme mai sensibile din edițiile anterioare. Se discută motivațiile posibile și desfășurarea evenimentelor. Cine a trimis-o? Vrea să atragă atenția sau să pară nebună? Are discernământ sau nu? De ce e în libertate dacă are un diagnostic psihiatric? Mai ales că din imaginile expuse, reiese că ar exista o ideație de prejudiciu axată pe moderatoare. Găsesc și o așa zisă prietenă a femeii, iar cele două sunt prezentate fie ca instrumentele unei a treia persoane, fie având ele planul lor. Subiectul revine în 13, 14 și 15 aprilie, deoarece complicea femeii se afla prin zona studioului și se modifică în perioada asta și încadrarea faptei. Ulterior, pe 6 mai, femeia care a aruncat bolovanul este externată, așa că lumea este indignată cu privire la ce se întâmplă, iar îngrijorarea cu privire la prezența celor două femei în libertate crește. După externare, femeia cu bolovanul este filmată la metrou și subiectul este reactivat. În 19 mai aceasta se întoarce și urmând un model de acțiune similar, de data asta aruncă cu bolovani într-o ușă. Au loc o sumedenie de discuții despre ce nu s-a făcut, ce ar fi trebuit să se facă, ce facem noi ca societate, ce fac organele abilitate. Cam asta s-a întâmplat până astăzi, foarte pe scurt. Aș dori să fac câteva precizări. Nu o să discut veridicitatea sau încadrarea faptei, este un subiect pasionant cu siguranță care a atras atenția. Fiecare filmuleț de pe YouTube are aproape peste 100.000 de vizualizări, iar comentariile deseori cuprind afirmații de genul acesta. O doamnă de la emisiune a punctat un lucru despre care vreau să discutăm. Ce face societatea? Aceasta are o datorie față de cetățeni, cu siguranță. Atât față de cei normali, cât și față de cei cu probleme psihiatrice. Nu intenționez să glorific sau să absolv de vină persoanele cu tulburări psihiatrice, cât doresc să discutăm despre faptul că nu avem legislație, structuri și nici persoane care să poată asigura asistența adecvată persoanelor cu afecțiuni în sfera sănătății mentale, nici apropiaților acestora și nici cetățenilor obișnuiți. Și acum ajungem la partea a doua. Organizarea sistemelor de sănătate mentală. Consultând marele internet, aflăm un fel de îndrumare, ghid pentru organizarea serviciilor de sănătate mentală, elaborat de Organizația Mondială a Sănătății în 2003. Ei subliniază aici importanța organizării clare, pentru că aceasta va fi cea care va conduce la servicii mai eficiente, care să-și ducă la îndeplinire rolurile. Nu este o rețetă pentru toată lumea, ci din experiențele reușite ale țărilor, propun modele pe care să le folosească fiecare după nevoi, resurse, cultură și altele. Când discută despre serviciile de sănătate mentală, folosesc următoarea clasificare pe care o vom prelua și noi. Avem servicii integrate sistemelor generale de sănătate, iar prin asta înțelegem două lucruri. 1. Nivelul de asistență primară, prin care înțelegem medicii generaliști, medicii de familie, asistentele, persoanele cu ceva formare în zona sănătății mentale care să poată să aibă deschiderea și capacitatea de a observa modificări în această sferă a sănătății, cu care să ia contact orice cetățean care se prezintă pentru îngrijiri medicale. Și 2. Paturi, secții, camere de gardă sau clinici în spitalele generale,
Iar aici avem nevoie de psihiatri, de asistenți de psihiatrie, de psihologi, asistenți sociali ca să discutăm despre minimul necesar, pe lângă mult alt personal specializat care ar putea fi implicat. Pe lângă partea pe care o numim psihiatrie de legătură, adică oferirea de consultații celor cu probleme somatice, fizice, ar putea oferi de la spitalizarea cazurilor acute, la probleme pentru spitalizare doar ziua sau noaptea, secții pentru afecțiuni specifice și recuperare din adicții și, firește, poate să fie un loc pentru educație și prevenție împreună cu factorii locali. Servicii la nivelul comunității, care se împart în formale și informale. 1. Cele formale, pe lângă cabinetele și clinicile pe care le găsim în comunitate, pot cuprinde centre de îngrijire pe timpul zilei, cluburi, grupuri de suport, ateliere pentru reintegrare socială și profesională, unități mobile pentru situații de criză și tratament, evaluări și unități de suport la domiciliu, servicii comunitare pentru probleme sau grupuri populaționale specifice, cum ar fi cei care au trecut prin traume, copiii și adolescenții, grupuri pentru vârstnici, refugiați, locuințe supravegheate sau nu. Posibilitățile sunt numeroase. Și 2. Cele informale, care sunt reprezentate de membrii comunității locale. De la oameni care merg și discută în școli despre teme legate de sănătate mentală, la comunități formate din vecini, rude, foști pacienți care oferă îngrijire celor care au nevoie pe timpul zilei, la grupuri de ajutor, la figuri centrale ale comunității care să aibă deschidere și aplicare spre aceste teme, cum sunt persoanele din comunitățile religioase. Și nu în ultimul rând, avem servicii la nivelul instituțiilor, iar aici avem 1. Instituții înalt specializate cu un scop anume, clinici cu un anumit profil, de exemplu pentru copii și adolescenți, pentru reabilitare din adicții, unități pentru vârstnici, sau unități specializate pentru anumite afecțiuni, cum ar fi pentru tulburări alimentare, pentru tulburări afective. Lor li se adaugă unitățile cu grad sporit de securitate pentru cazurile medico-legale. Iar în ultimul rând, avem spitalele de psihiatrie, unele acceptând chiar un sejur mai lung. Aici o structură destul de măricică, iar fiecare dintre aceste zone are avantaje și dezavantaje. De asemenea, trebuie implicate și dezvoltate și serviciile de asistență socială. În UK, de exemplu, internarea împotriva voinței pacientului se face cu analiza atentă a asistentului social care știe cazul. Iar toate aceste structuri pe care le vedem aici ar fi bine să comunice între ele. Medicul, asistentul sau asistentul social din comunitate constată că starea pacientului se înrăutățește, ok, discută cu cei din spital și îl pot interna. Când acesta se ameliorează, echipa care se ocupă de caz poate propune un parcurs pentru pacient. Fie continuă îngrijirile în spitalul de zi, unde se prezintă zilnic pentru diverse activități solitare sau în grup și tratament, fie îi se propun grupuri de suport în exteriorul spitalului sau vizită la domiciliu pentru administrarea tratamentului. Sau poate familia lui are nevoie de suport. Posibilitățile sunt numeroase. Sigur. Repet ce spune Organizația Mondială a Sănătății în acest proiect. Sunt recomandări care cuprind exemple cu diverse proiecte care funcționează în diverse țări. Ei prioritizează asistența cât mai apropiată individului, fiind mai rapidă, mai puțin costisitoare pe termen lung, în timp ce concentrarea pe spitale și instituții specializate este considerată mai scumpă și cu rezultate mai slabe. Nu trebuie să avem toate lucrurile enumerate aici, ci trebuie să avem câteva care funcționează, se pliază pe specificul local și comunică între ele. Hai să vedem ce avem noi. Nu asta. Așa. Cam așa arată situația la noi. Avem spitale care pot fi de acuți sau de cronici, pot interna sau nu și persoane împotriva voinței lor și există o categorie specială de spitale cu măsuri de siguranță. Mai avem pe aici colo secții de psihiatrie în interiorul spitalelor cu profil general. Psihiatria de legătură e destul de puțin dezvoltată. Avem cabinete individuale ale medicilor în clinici, în spitale sau private. Comunicarea între toate acestea se face în principal cu efort. Asistența socială se descurcă cum poate, iar inițiativele și centrele specializate sau comunitare sunt răzlețe sau private, concentrate de obicei în sau pe lângă marile orașe, ceea ce înseamnă că sunt mai greu accesibile.
O să mai fac o paranteză și o să spun că o parte dintre ele sunt afecțiuni cronice, adică trăiești cu ele, pot exista perioade asimptomatice sau de stabilizare, dar sunt afecțiuni cu care trăiești și care necesită îngrijire pe termen lung. Așa, revenind. Se descrie în literatură ciclul ușii rotative, referindu-se la faptul că spitalizarea insuficientă, serviciile comunitare deficitare, neurmarea tratamentului și reapariția unui episod acut de boală care duce iar la internare, poate să fie un ciclu repetat frecvent și un mod de viață pentru o parte din pacienți. Și revenind de unde am pornit în călătoria asta, o să spun că e fain că acest subiect atrage atenția, stârnește imaginația și chiar trezește ceva în noi. Da, cetățenii trebuie protejați. Cetățenii sunt și cei cu probleme psihiatrice și ar trebui să fie și ei protejați. De multe ori discursul spune că ei trebuie închiși, izolați sau să se facă ceva. De fiecare dată când se petrece o tragedie, apare indignarea firească și omenească pentru că ceva nu s-a făcut. O problemă poate că este și faptul că acest subiect apare pe agenda publică doar câteva zile când se întâmplă ceva, iar apoi dispare. Există atâtea variante prin care am putea să îmbunătățim acest domeniu, iar nevoia este absolut reală. Doar că trebuie să luăm și problema aceasta în calcul și să nu o mai băgăm sub preș. Până data viitoare, rămâneți răbdători și curioși. Și o ultimă precizare, aș dori să repet că nu intenționez să descurajez pe cineva de la adresarea la psihiatru, doar că această specializare se leagă de multe aspecte ale individului și a mediului acestuia și îl afectează într-un context mai larg. Există eforturi ale multor oameni dedicați și minunați, dar sunt eforturi ale unor grupuri mici, nu este o politică coerentă care să vină de la cei care fac politicile publice.